Bună seara, stimați telespectatori! Iată-ne după o lungă absență, joi seara, bineînțeles, la emisiunea Sănătatea de la Z, dar acum nu o să facem această emisiune, fiindcă suntem în plină sărbătoare, am început acum. Iată că o să avem un invitat extraordinar în această seară, un actor deosebit, fiindcă am vrut să îl aduc aici în fața dumneavoastră, fiindcă știe foarte multă medicină, să știți, acest mare actor, și numai că știe medicină și practică unele aspecte medicale. O să vedeți că există o mare legătură între medic și actor, adică între mine și domnia sa. O să vedeți că sunt foarte multe legături care ne leagă. O să vedeți că medicul și actorul lucrează cu oamenii. Sigur că noi medicii lucrăm cu pacienții și actorii lucrează cu dumneavoastră când mergeți la teatru, dar oricum fiecare dintre noi avem rolul nostru și putem spune că suntem niște vindecători, noi ai trupului și actorii, de ce nu, ai sufletului uman, fiindcă așa ar trebui să fie ei. În această seară, marele actor Dorel Vișan. Bine ați venit, excelența voastră, la această emisiune. Am făcut această legătură între medic și actor, fiindcă venim pe mașină cu dumneavoastră, am discutat foarte multe lucruri interesante, am învățat și eu ca medic vechi multe lucruri interesante de la dumneavoastră, ați fost în toată lumea, ați studiat foarte multe lucruri. Aș vrea să pornim în primul rând de la cultură, fiindcă un popor, oricât de puternic ar fi, orice armată puternică ar avea, dacă nu are cultură, va dispărea de pe scena istoriei. Așa zic eu și ați văzut că sunt foarte multe imperii care n-au avut această cultură și au dispărut de pe scena istoriei. Așa că cultura este în primul rând pentru noi toți, să zic așa, și mai ales pentru noi medici, că noi lucrăm în condiții deosebite, boala și moartea nu sunt niște condiții frumoase, mizeria umană nu este ceva frumos și avem nevoie mai mult decât alte profesiuni de cultură, de artă, avem mai mult nevoie de dumneavoastră actori. Și da, ca să începem așa la prima ocazie, aș vrea să vă întreb puțin despre cariera dumneavoastră. Aveți o carieră fantastic de bogată. Sunteți un mare actor cu 40 de piese de teatru, 50 de filme. Lumea vă știe după numele din film, Neată Ticu din Declarație de Dragoste sau Gardeanul Dumnezeu. Eu vă spun sincer, când m-am văzut în rolul ăla, v-am murit un pic, dar după aceea v-am iubit, dar așa de mult ați intrat în rol, încât am zis, Doamne, poate să fie adevărat acest lucru. Senatorul Vârtosu în Senatorul Melcilor și în multe, multe, în Bălosul Moromeții, deci foarte multe filme. Da. Sigur că teatru, film este important pentru noi. Din păcate, vedem că teatrele în România sunt din ce în ce mai puține. Numărul de spectatori este, dar nu acceptabil față de Uniunea Europeană. Sigur că o primă întrebare, dacă există o legătură între teatru, film și cultura națională. Care este această legătură și dacă există, în ce moment se află dramaturgia națională, fiindcă ați fost și director de teatru, am uitat să spun, la Cluj, și există o anumită tendință a directorilor de teatru de a evita operele românești în favoarea celor străine. M-am văzut chiar pe prietenul meu Florin Piersic cu Străine Noapte, cu Logodnicii aterizează la Paris, deci multe piese străine. Ce legătură există între teatru, film și cultura națională? Bună seara! Bună seara! Cam tot ce cuprinde întrebarea dumneavoastră a fost. A fost. Cultura sau arta este istoria despre om. Deci un om, ca să se încadreze într-un mediu social, trebuie să aibă o anumită educație care se face prin instituțiile care se ocupă cu iubirea și cu responsabilitatea. În primul rând familia, pe urmă școala, biserica. Și pe urmă instituțiile
cum se zice acum modern, abilitate. Abilitate, da. Așa. Pentru dragoste, ei, da. Din păcate, și familia, și școala, și instituțiile abilitate au lacune mari în ce privește misia lor formatoare, ca să zic așa. Eu mă bucur că m-a invitat într-o seară și într-un cadru festiv. Așa este, am început din nou cu televiziunea, da. Alba Carolina, așa se numește, și și până când am intrat aici, am discutat cu domnul director, cu lume care a fost aici, cu invitați, și mi-ar face plăcere ca această televiziune să urmeze exact calea care o discutam cu directorul, să fie o televiziune pentru oameni. Deci problema, de ce am spus acest lucru? Pentru că se leagă de întrebarea dumneavoastră. Omul, dacă este folosit numai ca mijloc, este o persoană. Dar dacă e folosit ca și scop, atunci devine o personalitate. Și problema aici este omul, drepturile omului, felul cum e organizată familia, felul cum e organizată școala, felul cum e organizată societatea, toate duc spre o zonă mai puțin sau mai mult perimată. O zonă gri? Sau? Da. Și eu cred că necazul acestei lumi este din cauza libertății. Da, am discutat despre cuvântul ăsta, libertate. Să știți că există și în medicină libertate, adică dacă ești bolnav, nu mai ești un om liber. E adevărat. Așa că libertatea există. Ești o persoană. Este persoană, exact. Libertatea este... Vreau să spun că un personaj al lui Dostoevski spunea așa: oamenii și lumea ar suferi mai puțin dacă omului i s-ar lua libertatea. Este o propunere ciudată. Chiar ciudată, dacă ne gândim la regimurile naziste, pentru că noi toți, alte regimuri care au libertatea, nu era... Noi toți fugim după libertate, exact, dar nu atingem niciodată. Dar nu știm ce este libertatea. Exact. Pentru că libertatea este tragică. Libertatea foarte repede se transformă în contrarul ei. Foarte repede se transformă în despotism. Și nu avem decât să ne uităm în jurul nostru, să vedeți cum oamenii aceia care au strigat libertate, 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 acum nu știu ce să facă cu ea. Aici sunt unele probleme. Problemele sunt mai complicate. E foarte greu să vorbești la această oră despre cultură când nu există preocupări pentru cultură. De-aia spuneam că sunt depășite, adică lucrurile. Și cariera mea de artist a intrat într-o zonă mai umbrită. Am anunțat că am făcut 40 de filme sau 50, am făcut 70 de filme. Fantastic. Am lucrat foarte mult în teatru, dar atunci teatru și filmul avea o misie care ar trebui să o aibă și astăzi. Eu, chiar dacă unii spun că sunt depășit de modern, nu știu ce e modern. După părerea mea, modern înseamnă să fii înțeles de contemporanii tăi. Exact. Ori dacă faci un lucru care contemporanii tăi nu-l înțeleg, nu mai ești modern. Aristotel, care a rămas... Deocamdată nu l-am trecut niciun teoretician de-al nostru în logică, spunea că teatru și arta în general, el vorbea despre tragedie, trebuie să producă două sentimente la spectator: mila și teama.
ca să potolească patimile oamenilor. Eu mereu bat cărarea asta. Ei, teatrul de astăzi, filmul de astăzi, în marea lor majoritate, răscolesc patimile oamenilor. Auzeam astăzi la televizor un tip care vorbea despre faptul că tinerii noștri nu li se face o educație sexuală bună. Așa. Dom'le, educația sexuală e foarte ciudată, ca și libertatea. Educația sexuală trebuie să se facă într-un anumit cadru și cu o anumită limită. Eu mi-amintesc când eram elev la școala de învățători din Cluj, aveam un doctor care, mă rog, preda ore de igienă, așa se numea atunci. Era un doctor mare. Da. Dar care ne-a făcut și o anumită educație în ce privește zona și preocupările sexuale ale omului, care trebuie să fie făcute cu foarte multă decență după credința mea. Sigur că da, sexualitatea ne-a fost dată de Dumnezeu pentru ca să ne bucurăm de ea, în semnul familiei, însă iată că ce se întâmplă în ziua de astăzi nu este normal. E adevărat că nu este normal, da. Și chiar mi s-a întâmplat, să știți, să vine o fetiță de 14 ani că o doare burta și că are apendicită și încolo era gravidă. Deci da. Iată că asta este tot o lipsă de educație. Dar să depășim acest lucru și să vă întreb, fiindcă vă știu în foarte multe roluri, cum vă regăsiți ca om în rolurile pe care dumneavoastră le-ați jucat sau profesiunea v-a obligat să le faceți, fiindcă poate nu le-ați făcut întotdeauna? La Neatăticu, la gardianul Dumnezeu, care a jucat un rol extraordinar, în care v-a murit, v-am spus, în care a jucat pe vârtosul, la care Bălosul, iar din Moromeții, fantastic de mult. Discutam cu Adela Mărculescu, că sunt prieten cu ea, și cu Adrian Pădurariu, care ați fost acolo, și îmi ziceau multe frumoase. Ce ziceți? Cum vă regăsiți cu om? Vă regăsiți cu om în aceste roluri sau nu? Cum spunea profesorul meu Demrădulescu Bibanu, asta e meseria noastră. Asta e meseria, da. Nu este o meserie, după părerea mea, este exersarea unei vocații. Ca să exersezi o vocație, chiar și de doctor, de artist, o zonă din asta care frizează sufletul omului, maestru Finteșteanu spunea așa, un artist trebuie să aibă trei lucruri principale: gură, statură și figură. Da, gură, și statură al patrulea, și figură. Ce fain. Al patrulea să aibă harul. Că eu cu asta am vrut să încep. Să aibă harul de la Dumnezeu. Sigur. A fi artist este o responsabilitate extraordinară, pentru că, cum spuneați, artiștii sunt mângâietorii sufletului și formatorii sufletului omenesc. Sufletul este ceea ce îl face pe om om. Și atunci cei care se ocupă cu prepararea sufletului, cu îndreptarea sufletului, trebuie să știe ce e acela suflet și ce este acela om. Omul este singura ființă care are o zonă de funcționare extraordinar de largă. Nici un animal, nici o ființă nu are zona de funcționare de la sublim la mizerabil. Este o remarcă. Dostoevski, care în credința mea este cel mai mare spiritolog al lumii, mai mare chiar decât Jung și decât Freud, spunea că omul este singura ființă care poate să fie subumană. Ca și Raskolnikov al Dostoevski, da? Deci când faci un rol, că le spuneam la domnii la intrare că am fost la un festival la Moscova, un festival nu religios, ci un festival care propovăduia ideile creștine. Și
prea fericitul Chiril spunea așa că un artist trebuie să aibă responsabilitatea cuvântului pe care îl rostește și a chipului pe care îl înfățișează. Aici este problema teatrelor noastre de astăzi. Teatrele de astăzi au intrat într-o zonă înfundată, după părerea mea. Experimentează teatru. În teatru nu mai ai ce experimenta. S-a experimentat totul. Doar să faci așa de bine cum au făcut înaintașii. Când eram eu tânăr artist la Teatrul Național din Cluj, erau regizori mari, se puneau piese pentru oameni, piese care transmiteau un mesaj de bine sau de rău. Dar în orice caz, de la teatru plecai cu ceva, cu o idee. Plecai cu un gând, plecai cu un declic în inima și în sufletul tău și în mintea ta, ce este bine și ce este rău. Aici e problema. Am înțeles, am înțeles. Asta este o problemă deosebită, dar hai să întrebăm acum, fiindcă o să intrăm așa într-o stare de... care este întâlnirea, deci ați pomenit de înaintașii noastre, de profesorii noastre, de Bibanu, care a fost întâlnirea decisivă cu un mare actor care v-a marcat cariera? A fost o întâlnire decisivă? Fiecare are un anumit idol, a fost ceva? Am avut mai multe întâlniri. Da. În primul rând m-am întâlnit cu maestru Finteșteanu. Ion Finteșteanu a fost un artist extraordinar și care m-a pregătit pentru intrare la teatru. Atunci se pregăteau, candidații mergeau la București și o lună de zile profesorii îi pregăteau, nu pe toți, și alegeau. Și am fost aleși în grupul acela care a fost pregătit. A fost întâlnirea cu mari artiști, era o perioadă aceea, artiștilor mari, lui Giugaru, a lui... Nu, l-am cunoscut foarte bine pe maestru Birlic. Birlic, într-adevăr, este extraordinar. Care venea la Cluj și juca în Omul cu Mărțoaga. Eu făceam o figurație acolo, înlocuiam un actor care a fost bolnav, mergeam în deplasări și el nu mergea la restaurant, că nu bea. Mergea la cofetărie și mergeam cu el și mi-a povestit niște lucruri formidabile. Deci, trebuie... Ați făcut extraordinară atunci. Da, Birlic, trebuie să ai modele. Trebuie să ai modele. Trebuie să ai modele și trebuie să ai să ți se imprime drumul acela pe care să-l faci ca să te apropii de un personaj. Credeți că sunteți un model pentru tânăra generație de actori? Noastră? Ar trebui. Ar trebui să fiu, dar tânăra generație s-a rupt puțin de generația dinaintea lor. Odată că așa sunt instruiți, a doua oară, pentru că școlile de teatru, tot o spun asta și îmi bat cu ei în tălpi, nu mai au aceiași profesori mari care erau odată. Numai un profesor mare face elevi mari. Așa e. Vorbeam pe drum de profesorul Fodor, da, de la medicină, Fodor, de la Cluj, unul dintre cei mai care mari, a fost rectorul universității. Da. Și mi-a povestit odată că eram prieten cu băiatul lui, era bolnav, profesorul Fodor. Din păcate a avut un cancer la lingean și a murit. Mi-a povestit o poveste despre Iuliu Hațeganu. Da, și mai mare. Cum lucra Iuliu Hațeganu. Așa este. Adică această relație care doctorul trebuie să o creeze, că asta vorbeam pe drum când am venit, și de asta ne-am întâlnit aici. Exact. Care trebuie să o creeze între faptul de a vindeca boala sau a vindeca omul. Din păcate, vedeți ce se întâmplă în zilele noastre, este această specializare și supra-specializarea medicinei, medic, chirurg de mâna dreaptă, de mâna stângă, de ochiul drept, de ochiul stâng, exact, așa e și în artă. Ei, și atunci nu mai vezi întregul. Păi trebuie să vezi întregul, trebuie să vezi, să vezi că omul n-are numai trup, are și suflet, are și minte, și trebuie făcut chestia aceasta. Așa e și în artă, așa este, cum spuneți noastră. Vedeți, eu vă povesteam pe drum și am mai scris, am mai povestit despre faptul că am avut niște probleme de sănătate care nu le-am
putut rezolva cu numai cu medicina alopată. Am înțeles. O să discutăm puțin mai târziu, da? O să discutăm puțin mai târziu, dar să vă mai întreb câte ceva. Care este regizorul român cu care v-a plăcut să lucrați și regizorul străin? Că ați făcut și filme cu regizorul străin, nu? Sau am care făcut, a fost, am făcut cu doi unguri. Da. Și am făcut, cu care am lucrat foarte bine, amândoi regizori tineri. Și am lucrat cu vărul lui Coppola. Vărul lui Francis Ford Coppola, da. Da, vărul lui Coppola, care a făcut aici în România două filme, trei filme am făcut cu el. Da, niciunul n-a rulat în România. Dar am mai jucat așa cu actori străini, italieni, americani. Care sunt actorii noastre preferați, români și străini? Haide să vedem. Eu am avut izbânzele mele cele mai mari, da. Le-am făcut cu regizorii din generația de mijloc, care acum deja sunt generația de sus, ca să zic așa. Am înțeles, la stele. Cu Mircea Daneliu, cu care am făcut filmele care le-a spus, da. Cu Dan Pița, cu Șerban Marinescu, cu Veroiu. Deci am avut câțiva regizori din generația de mijloc, era atunci, dar foarte bine pregătiți. Iar în teatru m-am bucurat de prezența lui Vlad Mugura, lui Horog și al Crin Teodorescu. L-am cunoscut chiar pe maestru Ciulei, n-am lucrat cu dânsul, dar am avut discuții. Era altă lume. Altfel de a vedea, de a vedea lucrurile. Oricum, un artist se formează după ce a venit în teatru. Școala îți dă așa, un alfabet ca să înveți să scrii. Dar pe urmă, ca să scrii, e mai complicat un pic. Am înțeles. Care este replica noastră preferată? Aveți o replică preferată? Sau cu alte cuvinte, care este personajul care v-a îmbrăcat pentru a deveni un alter ego? Sunt multe replici preferate. Ele sunt legate de mesajul care se transmite. Așa. În general, Shakespeare, de exemplu, toate replicile preferate. Sau în Goethe, sau în poezia lui Eminescu, de exemplu. Dar, așa, ca să spun o replică, le spuneam domnilor afară, înainte de a intra, părinților care au fost aici, o replică care am învățat-o de la o călugăriță și care am pus-o într-un film care se numea Magnatul, l-am făcut cu Șerban Marinescu, un om care a muncit toată viața să câștige bani și a distrus familia și viața, s-a îmbolnăvit și nu-i mai foloseau banii la nimic ca să-și refacă viața și să-și refacă sănătatea. Și asta nu trebuie decât să ne uităm în jurul nostru, să vedem câți oameni fac această greșeală fundamentală. Nu-i mai satură Dumnezeu, cum zice Ardelean. Ei, și replica era în final, când profesorul îi descoperise o boală incurabilă și el era conștient că și-a distrus viața și familia. Nevastă era un ospiciu de nebuni, fata lui nu mai vrea să vorbească cu el, sora lui nu mai vrea să vorbească, angajații îl furau și așa mai departe. Și replica era așa: nu-mi pare rău că mor, îmi pare rău că nu m-am priceput să trăiesc. Fantastic. Nu m-am priceput să trăiesc. Aici este problema noastră, a fiecăruia. Pentru că în timp ce viața trece, noi ne ocupăm de altceva. Trecem pe lângă ea. Da. Și odată când suntem pregătiți să trăim, viața. Fata aceea cu coasa zice: da, da, s-a terminat. Deci aici este problema artistului. Să-l canalizeze pe om, pe spectator, spre această zonă în a te pricepe să trăiești. Ăsta e rostul artei. Așa este. Să-l canalizeze pe om să aleagă între bine și între rău. Trebuie să îți spun o poveste foarte scurtă care se leagă de multe lucruri. Când am fost în India,
am făcut un masaj la genunchi, la un, că eu de asta am mers, că aveam niște probleme cu genunchi, la un om învățat al lor, la un, cum le zice la ăștia, inițiat. Inițiat, da. Și în timp ce făceam masaj, am vrut să văd cum face, dacă metoda mea se potrivește cu ce face el. Și în timp ce făceam masajul, zice, de unde ești? Am mai spus povestea asta și așa mi-a zis el, o să o spun la mereu. Vă rog. Și zic, din Europa. Zice, de unde din Europa? Din România. Nu știa de România. Zice, la voi acolo e libertate? Da. Dar dumneata știi ce e libertatea? Da. Necesitatea, înțeleasă, că m-am învățat noi la materialismul dialectic și istoric. Zice, domnule, spun o poveste și să o spui mai departe ca să înțelegi ce e libertatea. Zice, un om foarte bogat la noi aici în India vine la un om luminat și îi spune, înțeleptule, eu sunt un om liber sau un păpușar cu niște sfori, mă conduce cum vrea el. Și înțeleptul i-a spus, nu, ești un om liber. Dar ce este libertatea? Ei, ca să știi ce e libertatea, trebuie să faci ce spun eu. Și știu că dumneavoastră, oamenii bogați în India erau foarte respectați și nu primeau de la nimeni niciun fel de sfat sau de poruncă. Dar se trebuie să faci ce spun eu, ca să înțelegi ce e libertatea. Bine. Ridică un picior. Ridică un picior, bogatul. Ridică-l și pe celălalt. Păi ce, nu pot, înțeleptule, cad. Na, vezi? Asta e libertatea. Atâta a fost. Ai fost liber, care picior să-l ridici. Este clar. Și pe urmă a intrat în lipsa de libertate. Deci libertatea nu poate funcționa numai odată și în același timp cu lipsa de libertate. Asta nu se înțelege în lume și asta nu înțelegem noi, că vorbeam. Din această cauză, foarte multe necazuri și în familie, și în, la școală, și în societate, în general. Pentru că nu știm că noi numai atâta suntem liberi care picior să-l ridicăm. Și intrăm pe urmă într-o zonă care nu e bună. Așa. De exemplu, eu ca dascăl, eu am urmat toată scara dascălimii, de la învățător până la universitate, la artă. Dar credința mea este că tot libertatea strică și școala. Prea multă libertate. Înțelegerea libertății. Când eram eu elev, fac o paranteză, ieri am citit o carte care am primit-o de la primarul din Vișoara, care a făcut un lucru extraordinar, a făcut un parc formidabil și a deschis și a pus un bust al lui Eminescu și am fost ieri acolo și am recitat, a fost ceva extraordinar. Ei, și am citit o carte a unui preot de acum un secol și se potrivea extraordinar biografia lui cu biografia noastră, atunci era copii de la țară care veneam la oraș să învățăm, să ni se deschidă mintea. Și omul, cu cât e mai simplu, cu atâta e mai liber și cu atâta se formează mai bine. Câtă diferență era între simplitate. Ne-am complicat prea mult acolo. La noi, ca elevi, singurul drept era să înveți. Restul toate erau obligații. Exact. Da. Acum s-a schimbat, e mai modern. Elevii, copii au telefoane. Da, să știți că și acum 2500 de ani, pe vremea lui Socrate, și Socrate spune că dascălului îi e frică de elevi și atunci îi lingușește ca să poată să-și facă meseria. Exact ce se întâmplă astăzi. Deci, democrația e democrație. Peste ca tot, și părintele. Și acum 1000 de ani și acum 2000 de ani. Da. Ia, apropo de chestia aceasta, hai să vedem, oare puteți să faceți politică în teatru? V-ați gândit la chestia asta? Este actorul un om politic? Ar putea fi un om politic? Fiindcă actorul
Păi nu, nu mă refer că să facă politică. Că, adică actorul gestul lui este, poate este să fie. Este un om politic, după părerea asta, mea. Așa, așa cred este eu. Este un om politic. Așa este. Dar de altă factură. Politica, de exemplu, este arta administrării unui stat. Exact. Asta sau arta administrării unui județ, da. Sau arta administrării unui dar oraș. Dar noi, prin politică, înțelegem și altceva. Un fel de atitudine care o numim politică. De aia zice, a, zice, ai văzut? Face politică. Așa este. Adică are o anumită o atitudine față de un anumit da. Și atunci lucru. Artistul este e un paradox. Este politic în măsura în care este cetățean. Adică pe vremuri era agora, acea piață în care mergeai unde și spuneai, bătrânii, sfatul exact. Bătrânilor dezbăteau lucrurile societății. Poate că și acum ar fi bună o așa ceva. Parlamentul, un sfat al bătrânilor, un sfat în fiecare așa oraș, un sfat al da. Înțelepților, da, să zicem. Da. Da. Da, și rău. Mari artiști greci, de exemplu, tragici, toți au fost acolo, sau toți, cei care erau mari, lângă mari filozofi. Lângă Socrate, lângă Seneca, lângă toți. Așa este. Așa este. Da. Ei, actorul, după credința mea, trebuie să fie tot timpul de stânga. Așa este. El trebuie să țină cu omul necăjit, cu omul slab, cu cel mai slab. Pentru ca să-l formeze, să se echilibreze societatea. Pentru că pe cei mari echilibrează banul și îi și dezechilibrează. Exact. Și pe cei mici îi echilibrează sufletul și îi și dezechilibrează. Din cauza asta, relația cu Dumnezeu era fundamentală. Omul care crede în Dumnezeu își păstrează demnitatea morală. Aici este problema. Eu am spus părintelui, n-a fost chiar de acord cu mine, ei, că i-am spus că omul, Dumnezeu este o cale morală. Da, da, este. Deci dacă crezi în Dumnezeu, trebuie să crezi într-un drum pe care foarte bine l-a croit Iisus. Așa este. A fost... Deci aici este credința. Da, așa este. Și că, părerea mea este că e necesară. Omul fără credință, omul care nu crede în Dumnezeu, este un om infirm. Așa este. Pentru că Dumnezeu este în interiorul omului și Dumnezeu îl întărește pe om din interior. Omul trebuie să se înalțe numai din interior. Din afară nu se poate înălța. Aici sunt probleme. Așa este. Apropo de agora, de cetate, credeți că cum poate să fie un actor curajos în cetate? Și vă dau câteva exemple de curaj, actori care au avut curaj. De exemplu, Toma Caragiu, înainte de 89, discutat de așa zisa șopârliță pe care o știm foarte bine. Aici sau ai... chiar acum Maia Morgenstern. Înțeleg. Am văzut un clip proroșia mondană care totuși era cu oarecare risc. Ce ziceți? Bine, sunt niște atitudini. Atitudini. De asta țin și de om... și de om și de artist. Da. Pe vremea lui Toma Caragiu, atitudinea, de exemplu, care spuneți dumneavoastră, da, cu șopârliță, care a luat-o da. El în, da. Într-un film, nu? Da. Omul și sălbatici. Așa, așa, așa. Actorul și sălbatici. Actorul sălbatici, da. Ea se încadra într-o politică culturală. Astăzi, îmi pare rău că o spun, dar noi nu mai avem o politică culturală. Artistul este liber să facă ce vrea, dar el nu are conștiința să facă ce trebuie. Și e o cale fundamental greșită. Fundamental greșită. Într-o zi o să o simțim și deja începem să o simțim. Începem să o simțim. Începem să o simțim. Dacă sunt, dacă să văd rezultatele exact. Și a unui învățământ aiurit și a unei culturi aiurite. Așa cum există în fiecare domeniu mediocritate, și în teatru există mediocritate, cum puteți lupta împotriva mediocrității din teatru? Fiindcă există. Mediocritatea, spunea cineva, că e producătoare de durere. Așa este. Lupta cu mediocritatea. Este, într-adevăr, poate că acesta este unul din
necazurile noastre, că în funcțiile de care depinde soarta oamenilor, sunt mai puțini oameni luminați și mai mulți nechemați. Când ne vom trezi, s-ar putea întâmpla să fie prea târziu. Așa este. Eu mi-am adus aminte că ați fost destul de supărat atunci când v-ați schimbat de la Teatrul Național și nu a fost chiar bine. Eu am fost supărat pentru că, ca dovadă că teatrul s-a dezmembrat. Cam așa ceva, din păcate. Totuși aveați o mână de ce, îl ținea acolo. Treaba a fost fundamentată, ca să zic așa, și făcută chiar de ministrul culturii din vremea aia. Așa este. Și ministrii culturii din vremea noastră fac praf și pulbere. Și trăim așa. Ce rol ați vrut să jucați și n-ați primit acel rol? Sau aveți un regret pentru rol pe care ați dorit să-l faceți? Cineva m-a întrebat odată care sunt rolurile pe care le iubesc cel mai mult. Și am zis, alea pe care nu le-am făcut. Am înțeles. Atunci care nu le-ați făcut? Și care ați dorit să le faceți? Acolo puteam să greșesc. Astea care le-am făcut, n-am greșit, unele le-am făcut mai bine, dar nu pot să spun că am un rol al meu care este... Care ați dorit neapărat să-l faceți. Întotdeauna am considerat că un artist trebuie să reconstituie un destin. Deci prin rolurile pe care le-am făcut am încercat să aduc un destin și nu un rol. De exemplu, Dumnezeu din cel mai bun între pământeni, ca ți-am amintit, este un destin. Un destin. El nu este un milițian rău și prost. El este un destin. Poate că dacă el lucra la grădina botanică. Exact, poate era un bun... Poate era un bun lucrător. Exact. Care iubea lalelele. Așa este. De-aia i-am și băgat o treabă că el cânta. Când se îmbăga, cânta. Când se îmbăta. Inimă, de ce nu vrei să îmbătrânești? Așa este, da. Deci, vedeți, aici este... Fantastică. Trebuie să găsești clenciul destinului. Asta nu cred că vi l-a spus regizorul ce să faceți. Dumneavoastră l-a simțit. Le spuneam la studenții din Alba Iulia, am fost aici la închiderea anului universitar și le-am spus o povestioare pe care e foarte frumoasă. E din înțelepciunea Doin, din înțelepciunea chinezească, filozofiei chinezești. Și spune că un rotar a fost chemat la împăratul și zice rotarul, ce faci înălțimea ta? Zice, citesc. Găsești resturi, cam așa cum ai văzut. Adică ce vrei să spui? Zice, am să stai capul dacă nu o să-mi explici. Zice, mai trăiesc ăia care au scris cartea. Nu! Atunci, dumneata, citești niște rămășițe. Și zice, înălțate împărate, am să-ți explic de ce. Fiecare om are un har care îl folosește numai cât trăiește. Zice, eu sunt rotar. Vreau și băiatul meu să fie rotar, că e frumoasă preocuparea asta, să faci roți. Zice, eu îl învăț cum se face roata. Dar dacă roata lucrezi la ea prea domol, atunci nu va fi destul de elastică. O să fie prea strânsă și se va bate de drum și se va strica. Dacă lucrezi prea repede, atunci nu o să o închei bine și va fi prea elastică și iar se va strica. Deci eu pot să-i spun băiatului meu cum să facă roata, dar nu pot să-i spun cât să o strângă. Aia trebuie să știe el. Și un chirurg, că sunteți chirurg și un chirurg bun și minunat, trebuie să știe
cât să strângă roata acolo, până unde să meargă, până unde să meargă cu vârful, până unde să meargă cu vârful bisturiului. Da, vedeți? Până unde să... Exact. Ei, asta este și asta la este un artist. Clenciula. Și asta este în orice domeniu. Am înțeles. Trebuie... Ăla-i harul. Care vine ăla e harul. Sus. Din cauza asta sunt meseriași buni și meseriași slabi. Ăla care are har, ăla știe să strângă roata atâta cât trebuie. Dar asta nu, eu nu pot să o spun la inașul meu. Nu se poate spune în cuvinte, nu. Trebuie să o simți. Nu. Exact. Asta o ai sau nu, nu o ai. Ei, aceeași treabă este și cu artiștii. Și astăzi multe lucruri se fac așa cum se fac pentru că artiștii nu-și folosesc harul. Poate că-l ai, poate că-l au, dar nu-l folosesc. N-are cine să le să spună descopere, să până îl... unde să meargă. Am înțeles. Aici este problema. Am înțeles. Mai servisan, ce vă uimește cel mai mult în România actuală? Ce vă uimește cel mai mult în România actuală? Da. Prostia. Prostia, dar hoția, prostia, ne-am vândut țara, ne vindem pământul, ne vindem sufletul, prostia, ce mai urmează? Da. Prostia cuprinde toate lucrurile astea. Faptul că nu ne mai înțelegem țara, faptul că nu ne mai înțelegem între noi, faptul că în fiecare zi înfundăm pușcăriile, faptul că copiii noștri, în loc să ia 100 bacalaureatul, iau numai 25, pe vremea mea, când eram elev, nici nu puteam să-mi închipui că cineva poate să cadă la... Poate unul din 100 rămânea puțin pentru toamnă. Restul toți treceau. Acum aud un elev, zice, te-ai pregătit? Nu, am venit la noroc. Păi măi, ca să vii la noroc trebuie să-l cauți, trebuie să mergi în întâmpinarea lui. Norocul nu-l prinzi dacă nu mergi în întâmpinarea lui. Trebuie să înveți măcar o lecție. Și atunci zici, domnule, am venit la noroc. Am învățat o lecție, dacă în cadrul aia știu, dacă nu, nu. Dar dacă nu înveți nicio lecție, nu ce poți noroc veni la noroc. Care deci, vedeți, aici este prostia. Mă uitam acum când am venit pe drum, chiar v-am arătat cum se aliniază drumurile. Așa este. Cele două benzi de circulație, în loc să funcționeze, dacă sunt două benzi și de pe banda asta eu o iau la dreapta, atunci lasă în banda liberă. Nu! Ei, când s-o iau la dreapta, am închid banda, eu trebuie să trec pe stânga și pe urmă vin înapoi ca să o iau la dreapta. Da, asta nu mai zic nimic. Prostie. Nu mai zic nimic, știi? Da. Pe vremea... Da, dar nu mai... Da. Așa este. Mă opresc aici. Care este cel mai bun prieten al dumneavoastră, actor? Actor? Da. Cel mai bun? Prieten. E greu de spus. Nu poți avea prieteni foarte, foarte buni. Și mai ales în meseria ta. Nici în o meserie. Pentru că întotdeauna va fi există... un dram de nesiguranță și de invidie. Eu am fost prieten și cu actori foarte mari. Și mai sunt și acum, de exemplu, am mai rămas Victor Rebenciuc, Mitică Popescu, nu știu, mai sunt câțiva, foarte puțini. Am fost în relații foarte bune cu Mircea Albulescu, care a plecat. Am fost în relații foarte bune cu Adrian Pintea, care a plecat. A plecat și el și a jucat Eminescu când am făcut Ion Creangă. Așa. Besoiu l-am apreciat foarte mult, că e omul nostru de aici. Așa, îmi spunea mereu, bă, tu de la mine ai învățat teatru. Ce legătură. Da. Deci, da. Am... Aveți cu artiștii mari am fost prieteni. Am fost prieten cu Ștefan Iordache, am fost prieten cu Leopoldina Bălănuță, de exemplu, eram în relații foarte bune, cu mulți. Nu pot să spun că am un actor prieten foarte bun. Am avut la Cluj, când era, de exemplu, în relații foarte bune cu Geo Nuțescu, mare actor, uriaș, care n-a știut. Teatrul l-a mai folosit, dar filmul l-a folosit foarte puțin. L-am cunoscut pe maestru Braborescu, am jucat cu maestru Beligan, cu care de asemenea sunt în relații foarte bune la această oră. Am câțiva, dar nu pot să spun, domnule, ăsta e prietenul meu, mai ales că eu oarecum m-am îndepărtat de teatru, adică nemai jucând, nemai lucrând la un teatru, pierzi relația cu ceilalți artiști, se estompează, nu mai ai aceeași
cum se spune, atitudine și nu mai ai, nu mai ești în mijlocul problemelor. Am înțeles, am înțeles. Există un om totuși în care credeți necondiționat în la ora actuală, un om în care ca aveți artist? Încredere necondiționat, nu neapărat ca artist, fiindcă am văzut că poate nu care, ca om. Deci dacă aveți un om în care credeți necondiționat, un prieten, să nu fie artist neapărat. Da, și aici sunt mai mulți. Și aici sunt mai mulți. De exemplu, eu am crezut și cred foarte mult în Buzura, de exemplu. În Augustin Buzura, ca și medic sau ca și poet, nu, ca și scriitor. Ca și scriitor. Ca și scriitor. Dere Popescu. Pare rău că m-am mai detașat de ei și de, mai ales de Dere Popescu, care este un om extraordinar. Un om care și judecă omenește și care e și prieten foarte bun. Așa am avut colegi de-ai mei cu care am fost și mai am și astăzi, nu pot să spun. Sunt în relații foarte bune cu Șerban Marinescu, regizorul, poate cele mai bune, regizorul care am făcut vreo 6 filme și poate o să ne ajute Dumnezeu. Că pe vremuri făceam 3-4 filme într-un an, acum fac un film la 3-4 ani. Și dacă fac 2 filme la 4 ani, ne clar, topim, exact. Ne topim din lumea asta. Așa este, așa ne ducem este, în lumea drepților. Este, da. Aici este problema care ar trebui bătută, dar pentru asta ar trebui să fie un program cultural, ar trebui să fie un șef la cinematografie care să iubească artiștii, să iubească filmele, ar trebui filme, să fie un șef la teatru și la Ministerul Culturii care să iubească artiștii, să iubească scriitorii, să iubească actorii, să iubească cântăreții și să-i evidențieze, să-i bage în față pe cei care sunt mari. Exact. Ei, dacă nu există această organizare, fiecare face ce vrea. De-aia a fost scandal și la operă, de-aia e scandal și la teatre, pentru că nu există ordine. Nu se poate. Și Camus spunea în Caligula ce trebuie organizare chiar și în artă. Așa deci este. Trebuie organizare. Suntem dezorganizați. Îmi pare rău. Mai repede mă duc la țară. Ați văzut ce am văzut, o să discutăm gospodărie frumoasă. Aveți o gospodărie frumoasă. Roșiile. În fiecare zi mă uit cât a crescut roșia. Număr gogonelele, că am vreo 10 gogonele mici așa. Le număr câte sunt. Doamne, deci, un așa mare artist și numărați gogonelele, faceți grădinărit, deci da? Asta e frumusețea da, vieții, da? Da? Numărând gogonelele, te faci actor și mai mare. Exact. Pentru că te legi de natură, te legi de ceea ce este adevărat. Aici este problema artei, aici e problema teatrului românesc, aici e problema filmului românesc. Nu mai cultivă viața. Ori o operă de artă ruptă de viață nu-i nimic. E zero. Sunt vorbe de clacă. Am înțeles. Interesant. Aș vrea să vă mai întreb un lucru important. Care a fost cele mai importante femei din viața dumneavoastră? Mai importante? Cele mai importante femei din viața eveniment? Dumneavoastră. Cele mai importante femei din viața dumneavoastră. Femei. Cele mai importante nevastă femei. Soția dumneavoastră care nevastă, din păcate mea, la stele. Care a avut o soartă tristă, da. A murit tânără, da. De o boală incurabilă. Cernobâlul mai... a lucrat și la ea. Am înțeles. Da, așa este. Și... ea a fost, a fost într-adevăr superbă, era și frumoasă și deosebită. Vezi că n-am zis deșteaptă, că la femei zic că nu e adevărat. Sunt femei foarte deștepte. Așa. Era o femeie, cum să spun, extraordinară, care știa să iubească, care a știut să facă 3 copii minunați și să-i creștem bine împreună. Aveți 6 nepoți sau... cam 6 nepoți, da. Deci totul sunteți bunic. 6 nepoți. Sunteți bunic, interesant. E frumos. Nu, dacă astea nu le socotesc. Nu le socotesc, dar e frumos. Familia, e familia. E familia, exact. Nu, eu am o, v-am spus și pe drum, am aveți o filozofie aparte, care vă prinde, bine, o să discutăm despre ea. De a mă detașa, de a mă elibera de viață. Ca să poți să stăpânești viața, este un principiu oriental. Așa este. A filozofiei orientale, a înțelepciunii orientale. Ca să poți să stăpânești viața, trebuie să te eliberezi de ea. Trebuie să te eliberezi, să înțelegi această lume
searbădă și murdară în care trăim, să înțelegi cum am mers în fața gloanțelor și am strigat libertate și azi avem libertate cât ne trebuie, că nu știm ce să facem cu ea. Așa este. O înțelegem greșit. Pentru că între bine și rău, omul de cele mai multe ori va alege rău. Ca să alegi binele, trebuie să renunți la ceva. Întotdeauna. Ori ca să alegi rău, nu trebuie să renunți la nimic. Așa este. Te duci înainte cu liota. Așa este. Așa este. Ei, și aici este înțelegerea libertății. Și aici ar trebui să fie rostul familiei. Și aici ar trebui să fie rostul școlii. Și aici ar trebui să fie rostul prieteniei, că m-ați întrebat. Și aici ar trebui să fie rostul relației dintre soț și soție și rostul relației dintre frați. Toate aceste relații omenești între soț și soție, între părinți și copii, între frați, între prieteni, între șef și subaltern, în filozofia orientală, sunt relații bazate pe iubire și pe responsabilitate. Din păcate, sunt foarte mulți bătrâni pe la azilele de bătrâni care se uită la ușă și copiilor nu mai vin, îți plecați cine știe pe unde. Păi vedeți? Nepoți care stau... Da, dar s-au făcut aziluri de bătrâni elegante. Elegante, super elegante. Unde se plătește o groază, da, de, o groază bani. De bani. Dar mai bine plătește decât să le iei acasă și să stea acasă și să știți, da, că contează foarte mult să mori în patul tău sau să suferi în patul tău decât să mergi undeva într-un pat străin. Așa că copiii care și-au lăsat părinții acolo să-i mai caute. Asta e foarte important. Hai să discutăm puțin și de poetul. Știi ce se întâmplă? Da, lucrurile întotdeauna au și o marjă de înțelegere. Așa este. Că, de exemplu, dacă ai un părinte care nu mai are memorie, are un Alzheimer, să zicem, da, e foarte greu să fie îngrijit în familie. Numai anumiți oameni pot să facă acest lucru. Și o societate din asta... E tot o îngrădire a libertății. Dacă e bine... Acelor care îngrijește. Da. O societate din asta, un cazil din ăsta de oameni în vârstă, așa se nu spune bătrân. Da, nu zicem bătrân, da. La noi în sat nu se spunea bătrân, se spunea mai mare sau mai mic. Super. Vedeți? Da, da, da. Pentru că cuvântul bătrân... Îmbătrânește. Te îmbătrânește. Te distruge. Da. Da, da. Ei, deci spun că un leagăn de ăsta de bătrân, ca să-i spun așa, cu o vorbă mai modernă, poate să fie de mare folos. Da. Și, într-un fel, un om din ăsta care nu mai raționează, care nu mai recunoaște, care nu mai știe, e mai bine să aibă un control medical. Sigur că da, să ai tot ce trebuie acolo. Da, eu vorbesc de cei care sunt perfect normali și la care sunt lăsați împrăjiți. Aia e altă treabă. Aia a fost întotdeauna. Da, din păcate a fost întotdeauna. Să știți, sigur, că ce privește binele și rău și omul, de asta mi ciudă pe ăștia care tot vor să găsească. Dom'le, totul s-a făcut în lumea asta. Nu există lucru care nu s-a mai făcut odată. Și ca să plantezi ceapă, spunea cineva, trebuie să o plantezi într-un anumit fel, cu verdele în sus. Dacă o pui cu verdele în jos, nu e bine. Da, exact. Ei, același lucru este cu orice, cu orice lucru. Are un rost. Și atunci noi nu trebuie să căutăm un rost care e întors într-o parte, ci să căutăm rostul care este la lucrul respectiv. Și îi spunea cineva că și un vapor și o scândură plutesc pe apă, dar e preferabil să treci pacificul cu vaporul. Sigur, nu cu scândura. Așa este. Hai să discutăm puțin și despre poetul Dorel Vișan. V-am cunoscut în 98, când mi-ați dat această carte cu dedicație, Vremea Cireșelor Amare. Este o carte de poezie. Cum ați ajuns la și să scrieți, să fiți... Apropo, sunteți în lumea scriitorilor din România sau nu? Toată viața mea am spus vorbele altora. Și acum hai să e adevărat că nu-mi pare rău că 99% au fost înțelepte și m-am înțelepțit și eu după ele și am învățat multe lucruri și de la Shakespeare și de la Molière și de la Eminescu și de la Alexandrii și de la toți marii cărturari de la grecii antici.
Am scris poezie, știți că era la noi, nu e om să nu fi scris o poezie, măcar o dată în viața lui. Exact. Da, eu n-am vrut să scriu poezii, dar am vrut să vorbesc și cu cuvintele mele. Ați avut sens? Da. Nevoia asta? Da, am simțit nevoia asta. Așa este. Și atunci astea le-am pus în niște poezioare, le-am pus într-o carte de psalmi, le-am pus într-o carte de eseuri, care am scris-o la îndemnul lui Păunescu și cu care am fost, Adrian Păunescu, care am fost în relații foarte bune. Mare, genial. Da, îl uităm și pe el așa cum l-am uitat și pe Eminescu. Vezi că discutau cu o profesoară ieri la întâlnirea aceea de la Vișoara că în programa școlară Eminescu este tot mai puțin. În loc să se facă o educație emoțională, Eminescu în școli peste tot se face destul, invers. Cum zice Ardeleanu, bugă de rău. Așa este. Asta este. Și nu poți influența, pentru că eu am trăit vremuri și dumneata ai trăit o parte din viața Eu am zis înainte de era noastră, după era noastră, după Revoluție. Sigur. Am trăit vremuri când un om luminat, un om care știa cât să strângă roata, imediat îl chemau comandanții țării. Bă, tovarășe, dumneata ești în partid? Nu. Hai să te facem. Trebuie să fii în partidul nostru. Și partidul te ajută să faci roți sau nu știu ce. Așa se făcea. Așa e. Acum, dacă vedem că unul este mai deosebit, cu idei mai deosebit, îl ciocnim la cap, îl măturăm. Da. Îl măturăm. Ei, așa și merg lucrurile. Nu se poate. Noi românii avem un fel de a fi așa. Suntem un popor de răscruce, de drumuri. Atâtea popoare năvălitoare care au plecat și au venit și s-au dus și au rămas, au lăsat ceva din sufletul lor, dar au și luat ceva din sufletul nostru. Și am devenit așa destul de ciudați. Cum spuneam odată la televizor, suntem în stare să facem un Mărășești și a doua zi suntem în stare să privatizăm petrolul. Exact. Deci suntem oamenii extremelor. Nici așa, nici așa. Și de asta ar trebui căutați oameni care se conducă, oameni luminați, oameni personalități, pentru că, așa cum se spune că stăpânul, ochiul stăpânului îngrașă vaca, așa îngrasă și ministru, dacă el e o personalitate și un om deosebit. Eu mi-amintesc că sunteți doctor la ministerul, era profesorul Proca. Da. Domnule, la profesorul Proca nu prea puteai să-i treci pe dinainte, nu? E cam greu. Era un profesor mare care știa niște lucruri. E acum pun tot felul de manageri. Nu-s profesioniști. Domnule, nu se poate. Un domeniu... Știți că... Treaba asta cu manageriatul... Da. Este așa, uneori se potrivește. O găselniță. Am cunoscut oameni care într-adevăr nu erau din domeniu, dar au știut să organizeze domeniul. Haideți să vă pun o întrebare. Și la spital și la teatru, ce e mai bine? La spital să fie director de spital sau manager medic sau să fie un economist care abar n-are Eu cred că trebuie să fie un doctor mare. Exact. La teatru ce e mai bine? Să fie actor sau să fie... Un actor sau un regizor. Exact. Care știe, păi da. Domnule, la brutărie trebuie să pui un brutar. Păi, unde să, ce să pui altceva? Da. Degeaba pui la o brutărie un manager. Că acolo el trebuie să știe cum se face plămădeala, ce trebuie să pui acolo. De-aia acum iese pâine așa. Că înainte se făcea așa, făină, apă, sare și drojdie. Și nici nu puneau drojdie, puneau un aluat care îl făceau din făină de mălaie opărită și cu un pic de făină de greu, dospea peste noapte și după a doua zi îl punea să dospească pâinea. Atât era în pâine, era pâine. Acum bagă glutamat monosodic, E25, da. Nu știu ce. Da, exact. Nu mai este pâine, este un amalgam. Așa și trăim. Așa voastră, doctori, sunteți fericiți că
aveți clienți mai mulți dacă mâncarea e mai proastă. Așa este. Adevărul este că mă trezesc și acum 4-5 operații, cancer de stomac, încep să apară din nou cancerul de stomac, cancerul de colon. Și apar la copii mici. Apar din ce în ce la mai tineri. Vedeți? Da. Copii de 3 ani bolnavi de ciroză. Da. De ce? Din cauza cremvuștilor. Ce bagă în crâmvuș, nu știu nimeni. De tot, groznic este. Și mamele zice, hai să-i dau un cremvuș. Într-adevăr, a fost o vreme când cremvuștul era un crânat de o calitate extraordinară. A fost alte vremuri, da. Acum nu mai da, e. Da, nu mai este așa ceva. Ce credeți, să fii acum artist în România este o șansă sau nu? Ce anume? Să fii artist în România este o șansă sau nu este o șansă? Nu e o șansă. Să fii artist în România ești un fel de instrument de divertisment. Vorba lui Besoiu, spune-ne ceva să râdem. Dom'le, arta, cum spuneam la început, de-aia a fost făcut. Ce spunea frații Văcărești? V-am dat teatru, vi-l păziți ca prin un lăcaș de muze, cu el moravuri îndreptați. Așa spunea. Așa e, cu el asta moravuri a fost rostul teatrului. Da. Îndreptați moravuri. Fantastic. De asta era rostul teatrului. Și în curând veți fi vestiți prin vești departe duse. Deci teatru poate să vestească un neam care are o ținută, care are o demnitate, care are cum să spun, un sentiment patriotic și care are o unitate care și-o păstrează prin limbă și prin tradiție. Așa este. Este, acum să zici că sunt naționalist, vi se pare un lucru... E o lucru, prostie să fii naționalist. Așa este. Ați iubi patria, ești naționalist. Exact. Și naționalismul până la un loc e benefic. Într-adevăr, apare xenofobismul sau, mă rog, apare altă treabă. Dar a fi naționalist nu este o rușine. E, asta vreau să vă spun. De ce să ne fie rușine să fii naționaliști? Nu, dimpotrivă. Da. Uitați-vă la unguri care tot strigă la noi că suntem naționaliști. Exact. Ei sunt foarte naționaliști. Este ultra-naționaliști. Și eu apreciez că sunt naționaliști. Polonezii sunt naționaliști. Ultra-naționaliști. Cehii, americanii. Da. Nu mai vorbesc. Da, nemții chiar. Și așa mai departe. Da. Nu, numai nouă, pe noi nu ne lasă să fim naționaliști. Așa este. La noi așa tot timpul am avut minorități. Da. Haide acum să coborâm din sferele astea culturii, da. Culturii, fiindcă am văzut că sunteți un apreciat om care știe foarte multă medicină, să știți. Știți foarte multă anatomie, multă medicină. Da. Vă ocupați de anumite tehnici noi din astea orientale. Noi am făcut-o la școală. Sigur că am făcut. Toată lumea a făcut-o la școală, dar știe cineva anatomie? Noi am făcut special anatomie atunci. Ne bucurăm. V-am spus că am avut un medic care preda anatomia și preda și igiena, cum se zice atunci. Bine, e bine ca omul să se cunoască. Așa scria odată acolo unde propovăduia Pitia. Așa este. La templu din Delphi, cunoaște-te pe tine însuți. Tine însuți. Așa este. Și mai erau niște cuvinte acolo. Și vei fi egal cu zeii. Dar le-au șters. Le-au șters că... Da, era atât. Da. Dar e suficient să te cunoști pe tine însuți. Exact, exact. Deci eu am învățat... E mult spus medicină. Bun, eu am vrut să mă fac doctor. Elementar. Fică, cred, așa, uite, am vrut să văd. Ce trebuie să vă faceți dacă nu ați actor? Am vrut să mă fac chirurg. Chirurg. Am o manualitate. Haideți să facem un schimb acum. Da? Și am vrut să mă fac chirurg, dar așa. S-a întâmplat că am avut un profesor care m-a îndreptat spre tehnică. Noi făcusem foarte puțină matematică la școala de pedagogică și am intrat la Politehnică. Și nu m-am putut descurca și am părăsit Politehnica. Ei, și am făcut pregătire pentru educație fizică, am predat ca profesor de educație fizică și pe urmă am plecat la teatru. M-au văzut niște artiști, că jucam teatru de amatori și uite așa am ajuns artist. Eu mă întreabă, dar cum, din copilărie? Nu, doamne, nu m-am gândit niciodată. Că o să... Dar ca să fii artist astăzi în România, domnule, orice om, dacă nu se poate bucura
de rezultatele muncii lui, este o problemă, da? Trăiește degeaba. Așa este. Dar la artist, dacă nu se poate bucura de ceea ce face, este mult mai trist. Pentru că noi facem ceva la care nu îi se poate face proba. E cam greu să faci o probă, da. Sigur, la artist. Nu îi se poate face proba. La matematică se poate face, chiar și în medicină se poate face proba, pentru că ficat o anumită funcție... Sigur, da, îi faci anumite analize, da, și faci o probă. Nu te poți... Exact, acum chiar la operație nu se poate face o probă. Nu poți să acolo... pui în loc de inimă un rinic, exact, nu? Exact, n-ai cum. N-ai cum. Așa. Ei, aici noi punem artiștii. Noi punem și un rinic și merge omul și cu rinic. E, merge. Dar în metaforă îl punem. Exact. Și atunci, lucrând în zona asta a sufletului, neputând face proba, proba-i publicul. Sau un artist mare care te vede sau care te învață și care poate greși mai puțin. Pentru că e mare, are cunoaștere, are aprofunzime, are adâncime. Ei, nu mai sunt artiști din ăștia. Mari artiști care erau când am fost eu student la teatru, nu trebuia numai să deschizi gura și te știa cât meriți. Fantastic. Numai să deschizi gura. Și știa. Acum au venit tot felul de plisbei din ăștia cu idei și cu apucături moderne. Toată scursura din Occident a venit aici să ne învețe cum să facem teatru și cum să facem film. Și atunci, dacă nu te bucuri, trăiești fără rost. Și asta este. Deci astăzi, ca să fii artist, nu numai la noi, în lume, în afară de locurile unde artiștii mai sunt apreciați. De exemplu, Hollywood. Mai... La Hollywood sau știu eu pe unde. La Hollywood, așa, da. Acolo sunt apreciați pe bază financiară. Sigur, nu? Că da. Astăzi te ia și faci, mâine ești o zdreanță. Goodbye, da. O zdreanță. Aceeași treabă este și la noi și așa a fost întotdeauna. Majoritatea marilor artiști au murit în mizerie. Pentru că au crezut și au văzut că viața e altfel. Viața bate filmul, cum să zici. Viața bate filmul. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu cred că... Nu prea îi sfătuiesc pe tineri să meargă... Poate să meargă, de exemplu, un cântăreț de muzică populară care păstrează folclorul, care da, pe ăștia, da, de operă, care are o voce extraordinară. La teatru e mai greu, pentru că la teatru depinzi de colectiv. E o muncă colectivă. Nu poți tu să faci ceva. Trebuie să te încadrezi într-o propunere. Trebuie să te încadrezi în propunerea unui regizor care poate să fie extraordinar sau poate să fie un nevleg cultural. Deci aici este problema. E foarte greu. Nu e ușor. Nu e ușor. Din cauza asta era organizată cinematografia. Pe vremuri când intrai la direcția filmului românesc, la România Film, odată când întâlneai numai artiști mari care intrau și ieșeau de acolo, și a doua oră erau niște funcționari care iubeau artistul pentru că după el trăiau. Acum nu mai contează, nu mai trăiești după nimic, numai dacă poți ciupi. Deci după el trăia, după artist. Nu se mai ține cont de treburile astea. Am înțeles. Haideți să discutăm puțin și de medicină. Da. Da? O să vă trec, așa cum Moise a coborât pe muntele Sinaiului cu cele 10 porunci, eu cobor cu 12 porunci, o să vă trec prin furcile caudine și o să discutăm împreună despre acest lucru. Prima poruncă, fiți mereu activ. Este o poruncă a mea pentru a fi sănătos. E foarte bună. Și este foarte bună, v-am văzut, am fost la dumneavoastră acasă, am văzut ce grădină mare aveți, am văzut via, bineînțeles, mi-aduc aminte că mi-a șerut atunci și v-am dat niște butași. Am plantat-o. Eu cu mâna mea am plantat-o. Dumneavoastră. Aveți stupi, faceți și albinărit, aveți roșii, am văzut. Da. Dom'le, cum le puteți face pe toate? Aveți poate unul care vă ajută, dar asta înseamnă să fii mereu activ. Este cum o chestie. Eu, în timpul liber. În timpul liber. Și cum care în timpul liber? Păi da, mă, când sunt liber de acolo, fac aici. Am înțeles. Când sunt liber de aici, fac acolo. Așa. Da, a fi activ este într-adevăr. Este un lucru important.
Văd că faceți de toate. Deci vă autogospodăriți. Da. Autogospodărire. Și ca să-ți păstrezi memoria, trebuie să fii activ. Așa. Trebuie în fiecare zi să înveți ceva pe de rost. Așa este. A doua poruncă, munciți rațional și odihniți-vă suficient. Vă odihniți suficient în sensul că... De muncit rațional, nici nu muncesc rațional, nici nu mă odihnesc suficient, pentru că am impresia că timpul trece prea repede. Prea repede și trebuie să faceți trece cât mai multe, da? Parcă nu-ți mai ajunge timpul să mai faci. Dar am zile când îmi raționalizez munca. Sunt un om foarte ordonat. Am învățat de la maică mea. Mi-amintesc că eram copil și veneau femei care erau prietene cu maică mea și îi spuneau tu Gia, că așa Gia de la Virginia. Da. Zice, Gia asta, când se întoarce odată în casă, tot îi pus la punct. Excepțional. Extraordinar. Da. Și de la maică mea am învățat. Ați luat acest lucru. Și da. Principiul meu de viață l-am învățat de la ea și îl păstrez ca pe o moaște. Spunea, mă copile, zice, tu ești așa un copil de bun că cine nu te iubește, nu te merită. Foarte și ăsta e principiul meu de viață. Fantastic, fantastic. Cine nu mă iubește, nu mă merită. Exact. Eu am avut oameni care m-au respins, care nu da. M-am chinuit, nici atunci cu teatru că ați zis că nu. Sigur că m-am necăjit în sinea mea, pentru că eu mi-am lăsat sufletul acolo. Acolo, sigur. Și am știut că se va dărâma. Se va întâmpla chestia. Am știut da. Că... Dar... Și odihna, mă odihnesc, dar dacă, de exemplu, acum, de exemplu, îmi pun la punct italiana, mă duc în Sicilia în septembrie, dar nu pentru asta, am vrut eu să repet italiana, e o limbă foarte frumoasă, frumoasă și înveți ușor, că sunt foarte multe cuvinte care corespund. E mai ușor pentru noi decât pentru italieni în română. Română, da. Așa, și dacă la ora 3 dimineața nu mi-amintesc un cuvânt, pac, aprind lumina, dicționarul, cartea și pe urmă citesc. Da. În loc să continui somnul toată noaptea. Da, asta e o problemă, fiindcă porunca numărul 3 zice să vă asigurați un somn bun. Aveți somnul ăla de 8 ore? Pe... Am. Aveți. Am somnul normal. Luați somnifere sau nu. Luați ceva naturist sau luați ceaiuri sau ceva? Nu. Ceai mai iau, dar nu. Nu, somnul trebuie să ți-l faci. Adică eu am metode de a adormi, de exemplu. Cum? Eu am urmat metoda Silva. Da. Metoda Silva, așa. De exemplu, are am discutat. Era aia cu numărul oilor. Așa, așa. 1, 2, 3, 4, 10 oi. Să știți că și aia este... Este bună. Și este o formă de a adormi, da. Este o metodă foarte faină din metoda Silva. Iai într-o... Închizi ochii, te-ai culcat. Într-o mână iei creta și într-o mână buretele de șters tabla. Imaginar, sper. Și faci un cerc. Așa. La care îi tragi diagonalele. Deci cele două... Cu mâna asta îți imaginezi o tablă neagră. Care vrei tu? Aia de la școală sau o altă tablă? Faci un cerc și îi tragi diagonal cele două diametre. Da. Așa cu mâna asta, cu mâna asta ștergi ce ai tras în interiorul. Dacă ștergi și cercul, corectezi cu creta. După care scrie aici sus în dreapta mai adânc. Și scrii în cerc 100. Așa, cât e cercul de mare? 100. Cu mâna asta ștergi 100. Și acolo întărești. Mai adânc. Și așa toată noaptea până ajungi la 1. După aia scrii 99. Până... Am spus asta pentru că se poate întâmpla să n-adormi. Dar dacă faci acest exercițiu, da. Este extraordinar pentru adormire. Eu atât de mult mi l-am introdus în mental, încât adorm la 97. La 97. Da, deci am făcut 100, 99, 98, 97, deja am adormit.
Deci, iată că pentru este că un fel ce de este? Este o formă autohipnoză care se vă nu e auto, este o formă de educație mentală. O formă în care tot spui mai adânc, mai adânc, mai adânc, și zice, creierul zice, ce vrea ăsta, măi? Să doarmă. Adorme-l. Deci gata, dă punctul final, adorme-l. Da. Sunt iată jocuri că de copii, domnul doctor. Sunt jocuri de copii, dar sunt extraordinar de importante și de fundamentale pentru viață și pentru o mică bucurie și fericire, că în ultima instanță viața are două scopuri. E scurtă și vai de capul ei. Are două scopuri. Fericirea fiecăruia și a celor pe care îi iubim și slăvirea lui Dumnezeu. Dacă astea două țeluri omul nu le face, viața nu are nici o valoare. Și atunci, ca să faci să fii fericit, trebuie să înveți să și dormi. Așa este. Da. Ca să nu poți să dormi dacă consumi cafea, dacă consumi nu excitante, așa, nu. Dar bineînțeles seara, nu vorbesc de dimineața, așa, o dimineață, de vin de la un Blas, par de vin de la Blas, da, de la Blas sau de la Gidvei, e fantastic, da. Da, așa este. Da. Ia să vedem un pic, preferați odihnă activă celui pasiv, adică în momentul când sunteți foarte obosiți, mai scrieți un vers, mai da, viața, da, deci faceți da, chestia da, asta. Pot da? Să mai citez. Da. Citez. Citesc și adorm cu carte așa. O dignativă, bună, da. Dar așa cum sunt la țară sau în alte părți, mă odihnesc puțin și după masă. E foarte bine, e somnul de după masă. Adică este așa bun. Un sfert de o oră, de oră, o jumătate de oră. 20 de minute da, mă odihnesc. E o chestie da. Bună. Câteodată, da. Al cele 20 de minute fac cât o cât necazul știți care e? Că noi ne culcăm târziu. Noi ne culcăm la ora 11 sau la 12. Cam așa și nu-i bine. Da. În mod normal, somnul normal și bun și odihnitor este cel de la 8 la 12. Așa este. Așa este. Sau de la 9 la 12. 8, 9, 9, 12, cam aici ar fi somnul cel așa-l mai bun. Așa-l făceau țăranii. Așa-l făceau, dar ei n-aveau lampă. Ei când n-aveau curent, n-aveau televizor, n-aveau internet. N-aveau televizor. N-aveau. Și n-aveau erau televizor după muncă. Și erau mai munca fericiți. Câmpului, da, și erau mult mai fericiți, sigur că da. Ați fost bolnav de o formă foarte gravă de hepatită, hepatita de tip C, da. Care, după cum știe toată lumea, este foarte gravă, cu un virus din ăsta care era activat fantastic și v-ați vindecat foarte, foarte repede. Să ne povestiți puțin, fiindcă n-ați aplicat, sigur, metoda principală a fost cea cu interferon și apoi cu alte medicamente, Ripadrina. Să zicem, clasice, dar ați aplicat și o metodă a dumneavoastră care, cel puțin pe mine ca medic, m-a impresionat, în sensul bun al cuvântului și pe care lumea trebuie să o știe. Așa cum este educația asta de a adormi prin istorioara care am spus-o cu ștersul tablei, da. Imaginar, eu am învățat, am fost într-adevăr în toată lumea și am fost tocmai pentru că m-am speriat de interferon. Eu mi-am descoperit foarte târziu. A spus o boală pe picioare, da, fără să știți, spus că din păcate. Am dus-o pe picioare 20 de ani. Da. Când am descoperit-o eu, v-am spus că pe o scară de la 1 la 10 la ciroză eram la 7. Eu, oricum, da. Este o chestie. Și da. Atunci am folosit metoda mentală. Deci eu am învățat și practic, în cunoașterea de tine însuți, trebuie să-ți cunoști relațiile cu organele tale interne și în special cu cele 5 organe vitale, cu inima, plămânii, ficatul, stomacul, rinichii, cu ajutoarele lor. Rinichii cu vezica biliară, cu vezica urinară, ficatul cu vezica biliară, stomacul cu splina așa. Și așa, iar plămânii și inima cu intestinele. Sunt legate da. Între ele. Da. Pentru că inima este legată de intestinul subțire și plămânii sunt legați de intestinul gros. Așa. Deci este o relație între aceste lucruri.
Lumea zice, cum se poate așa ceva? Păi există niște linii din astea de forță în și interiorul organismului. Așa cum există relație între urechi și rinichi, exact, și între ochi și ficat. De altfel, urechile și au forma rinichilor. Exact, au așa, da, o riniformă. Da. Ce se întâmplă, domnul doctor? Medicina, eu am mulți prieteni medici, profesori mari, da, medici, și discut cu ei așa în general și unii sunt mai receptivi, dar medicina noastră, în credința mea, a făcut niște progrese extraordinare. Așa este. În special în ce privește partea, să zic așa, instrumentală. De instrumentară. Puteam vedea interiorul nostru. Da. Camere de la vedere, exact, inimă, camere de la vedere în, exact, în pe bronci, urmă, știința înlocuirii organelor. Exact, deci iată că asta este... Oricine se gândea cu 70 de ani că poți să-i pui omului o inimă nouă. Da, sau poți să-i pui omului o valvă de porc, să zicem, deci, de la... Deci, aceste progrese sunt nemaipomenite. Dar doctorii, așa cum spunea directorul Institutului de Medicină Nucleară de la Paris, într-o conferință pe care am auzit-o, deși sunt aceste progrese extraordinare, doctorii tot empiric lucrează cu învățătura care o iau de la cei care au fost înaintea lor. Că acolo e medicina. Așa este. Că aici la chirurgie tai, dar acolo trebuie să vindeci întregul. Ei, am învățat foarte greu, m-am adaptat la această formă. O noutate, o formă nouă. Formă de a gândi. Așa este. De a gândi. Când mi-a spus în Tibet cineva, pot să te crezi nimic. Nu știu, n-am încercat. N-am încercat niciodată, da. Nu încearcă. Și când o să te crezi nimic, atunci vei înțelege filozofia noastră. Pentru că atât ești, un nimic. Cum a spus Eminescu, mai puțin ca pulberea, o umbră. Omul moare ca o găină, ca un șoarece, ca o furnică. Așa este. Exact la fel. Nu-i nicio diferență. Nu zice, domnule, ești om, stai, nu mori, că mai găsim noi, te mai coasem, te mai dregem, asta e altceva. Da. Dar omul este, atunci devine om când se consideră parte a universului. Asta am învățat. Trebuie să te consideri parte a universului. În momentul când te consideri parte a universului, universul lucrează pentru tine. Adică energia asta, că în ultima instanță și Dumnezeu este energie. Părintele n-a fost de acord cu mine, dar Dumnezeu este energie. Dumnezeu este energie, nu l-a făcut este pe iubire, om cu asemănarea lui cu Dumnezeu. Nu este că are nasul, Dumnezeu e un bătrân și... Nu. Asemănarea este energetică. Aia i-a dat Dumnezeu omului. Suflul acela care se numește suflul de viață. Care se numește viață și care se numește conștiință și care, dacă părăsește omul, organul nu se mai prinde. Deci aici este problema. De aici am început. Organele noastre au conștiință. Deci o inimă, ca să o pui la un alt bolnav, am discutat atât cu domnul profesor Ininel Popescu de treaba asta. A zis, domnule, n-am informații în zona asta, nu m-am ocupat deloc de treburi din astea, dar am observat un lucru la bolnavii mei. Acela care e mai indiferent, care are credință că se face bine, care îl văd că fuge la geam și trage un fum de țigară pe ascuns, ăla se face bine. Ăla care clocește, care... ăla nu se face bine. Deci, organele noastre, că asta am început să vă spun, asta am înțeles eu din studiile astea care le-am făcut de 10 ani, aproape zilnic citesc și aproape zilnic mă informez și tot nu știu nimica.
mă trezesc așa că nu știu nimic. Nu pot să fac un masaj care să... De multe ori trebuie să iau și un pic de medicament. Înțelegeți? Am da? Înțeles. Am scăpat de medicament. Adică da. Foarte rar iau. Foarte rar. Foarte rar și iau numai pentru ca corpul să primească anumite semnale. Dar bine, eu deja am o educație a minții care pot să-mi o rezolv. Ei, cu aceste organe ale noastre poți conversa. Iar am spus la cineva, domnule, dumneata, vorbești cu inima dumitale. Zice, nu, cum să vorbesc? Ei, încearcă să vorbești și ai să vedeți, să ai să vezi cum inima dumitale se îndreaptă. Și te ascultă. Dacă vorbești vreau să frumos. Vă spun, dacă un om e bolnav, eu nu îi sfătuiesc să nu ia medicamente, Doamne ferește, nu, că nu, nu. E foarte periculoasă treaba asta. Dar, dacă vorbești cu organele tale, cu inima, de exemplu, am un prieten care avea probleme cu inima, avea palpitații, avea din cauza stresului. Și i-am spus, e primar. Și i-am spus, domnule, vorbești cu inima dumitale? Zice, nu. Ia încearcă să vorbești. Seara când te culci, închide ochii, du-te cu mintea acolo la inimă, o vezi, așa cum o vezi, așa e. O vezi, îi mulțumești că bate pentru tine și îi spui, regină, eu așa îi zic la inima mea. Ia, e regină, sigur, așa este. Regină, ce te necăjești? Poate că beau prea mult, așa e? Ei, uite, am să beau puțin, am să beau mai puțin. Se poate că de la vin te necăjesc. Uite, eu te înțeleg, dar să mă înțelegi și tu pe mine, să nu mai bați așa, să mă sperie. Stai ușor, bate ușor și este extraordinară această conversație cu organele tale. Eu așa am făcut cu ficatul. Păi cum a scăpat de epatita aia? Cu viremie zero? Se da, poate? Cum? Viremie zero. Da. Păi dai deja 10 ani. E fantastic. 10 da. Ani și duc viață normală. Pot să beau. Da, un par de vin vă face foarte bine. Unu și mai multe poate. Da. Că aici e necazul nostru. Că da. Nu știm să nu numărăm. Nu știm să ne oprim. Stăm prost cu aritmetica. Da. Da. Dom'le, mi-am făcut într-adevăr. M-a învățat cineva. Tot acolo în lume. Mi-am scos ficatul, imaginea ficatului, care era mizerabilă, plină de toate gunoaiele băuturilor și medicației și care le-am și luat. Și virusurilor de acolo, că le erau. Și l-am curățat așa cum curăți o cameră, cum curăți masa asta, o ștergi și o speli. Și... L-am curățat frumos, i-am schimbat toate conductele, i-am pus de inox. Grozav. Și am pus două carapace. Am povestit chestia asta. Ca de broască țestoasă. Dar el trebuia să respire. Și atunci aici i-am pus o plasă prin care virusii pe care mi imaginam ca niște căluți de mare iasă. Veneau și băgau nasul. Și eu aveam acolo băieții mei cu niște săbiuțe mici care le tăiau nasul. E de râs și de copilăresc. E copilăresc, dar este o extraordinară. Da, e o imaginație. Și vedeam virusii cum pleacă cu nasul tăiat. Se întâlneau cu ceilalți și spunea, mă, nu mergeți acolo că vă taie nasul. Și atunci am făcut un plan. Și le-am spus la băieții mei, în 12 săptămâni îi tăiați pe toți. Și în 12 săptămâni s-a terminat. I-au tăiat pe toți. Și ați luat viremia nu în România, ci în Scoția, mi se pare. În Scoția numai sângele. Sângele și... Deci sângele se trimitea în Scoția și din Scoția venea rezultatul. Și era la zero. Săptămâna 12-a a venit rezultatul virus de la 7 milioane pe milimetru cub. Fantastic de mult.
Fantastic de mult. Și zero. În timp ce făceam, eram în Africa, cu injecțiile după mine, eu mi le făceam. Am înțeles. Deci, vedeți, este o relație între om și organele lui, așa e și în minte, pentru că mintea, foarte puțină lume știu ce e mintea. Odată, dacă vreți, o să discutăm și despre minte. Ne-ați promis că o să veniți la niște cursuri, da, la școala mea sanitară. Ce este să mintea? Face, pentru că mintea, știi ce îi spune Eminescu la minte? Eminescu ăsta a fost fantastic. Genial. Tot știa. Da. Îi spune așa: minte, minte, mârșavă unealtă, care servești ca inima să înșeli. Deci mintea este paradoxal, dar este organul nostru, dacă pot să spun că nu e organ, că este o funcție, este cel mai periculos, mintea e cea mai periculoasă pentru om. Este cu două tăișuri, da, probabil. Este, pentru poate că fie mintea, și periculoasă și benefică. Mintea tot timpul, de-aia învățații, vezi, au făcut acolo o relație între suflet și între spirit. Deci spiritul în ultimă instanță este continuarea sufletului. Exact. Dar spiritul vine de acolo, din interior, de unde este, cum spunea Dostoevski, sâmburile divin al omului. Acolo este Dumnezeu. De-aia spunea Dostoevski: domnule, am văzut criminali care plângeau ca și copiii și care aveau o sensibilitate extraordinară. Deci omul este o ființă ciudată. Aici este necazul. Și niciodată noi nu vom putea descoperi țesătura sufletului lui. Dar vedeți că am intrat în prea multe... Da. Haideți să vorbim și n-am terminat poruncile. Exact, porunci. Hai să vedem porunca 5-a. Nu neglijați plimbările de jos și sportul. Adică faceți sport, da, vă mișcați. Da. Sunt convins. Da. Faceți abdomene. Am trei aparate de făcut abdomene. Unul la Cluj, unul la București și unul la țară. Deci nu vă lăsați cu abdomenele tot timpul, da? Da. Da, e fantastic. 100 de abdomene. Deci se constata clar că grăsimea de pe abdomen atacă atât pancreasul, atacă atât inima, atacă, se ridică și glicemia. Deci este foarte important să avem cât mai puțină grăsime, da, pe abdomen. Da, da. Și faceți acest lucru. Fac în fiecare zi 100 de abdomene. Fantastic de mult. La ora actuală... Dar necazul este... că tot nu s-a retras, am foarte puternic mușchiu, dar tot nu s-a retras, pentru că degeaba face asta, adică nu degeaba, dar aceste 100 de abdomene trebuie însoțite cu un mod de a mânca. Un regim, da, să un zicem, regim și genul dietetic, la care la așa țară este mai greu. Mai intrăm în pivniță, sigur, din mai vie. Luăm o așa, ceva, mai luăm o... Însă fac și perioade în care pe urmă mănânc numai salate sau deci lucruri. Aveți și perioade când mâncați... Dar sport, da, în fiecare zi. Da. Și în fiecare zi, și îi sfătuiesc pe toți care ne aud, să facă exercițiile GMA, care erau pe vremuri, gata pentru muncă și apărare. Așa se numeau. Sunt niște exerciții care durează 5-6 minute, dacă le faci în fiecare zi. Omul se pune, n-am timp. Dom'le, cine n-are timp, n-are noroc. Exact. Așa n-ai este. Timp, n-ai noroc. Porunca numărul 7. Căliți-vă corpul. Expuneri progresive la factorii naturali. Aici vorbesc de aer, apă, da, soare. Da, da, în general vă place? Mă duc la tur, dar la băile la sărate. La băile sărate, foarte bună, da. Soare facem. Soare... Uite, și eu, de exemplu, în decembrie am făcut plajă în... pe malul oceanului, la Maurițiu, la lângă Africa de Sud, lângă... la Madagascar. Foarte fain. Madagascar. În decembrie am făcut plajă în la America Centrală. Undeva în America Centrală, da. Bun, este o chestie bună că facem acest lucru. Vă place să notați, vă place să stați la soare, da, și mie îmi place. Nu sunt un notător mare, nu, dar îmi place. Dar să notați, apa este, da, benefică. Nu, eu în general am fost gimnast și mai mult cu gimnastica. Aveți încă aliura asta frumoasă de sportiv. Deci se vede, știi, că ați făcut este sport. Este o vorbă. Ați făcut handbal, am înțeles. Este o vorbă.
Zice, până la 35 de ani, 37 de ani, omul arată cum este. De la 37 în sus arată cum vrea. Așa este. Și de la după aceea omul arată cum vrea. Da. Deci dacă vreau să arăt bine, arăt bine. Dacă arăt bine. Am înțeles. Că am o prietenă care e atât de obeză că abia merge. Și am zis, mă, fată, de ce mănânci? Zice, e singura mea plăcere și nu mă interesează, nu vreau să mă ia nimeni. Clar. Dar deci vorba la romă, se mai repede o sări decât o colești. Am înțeles. Știi? Nu e bine, mai ales sigur. Astăzi când, da, odată că mâncărurile noastre, alimentele noastre, nu mai sunt medicamentele noastre, cum spunea Hipocrat. Așa este, nu mai sunt deloc, de mult. Nici medicamentele nu mai sunt, alimentele așa noastre. Așa este. Da? Mă rog, ai alte probleme. Da, e o chestie frumoasă. Da, și eu la un moment dat, după ce am făcut creangă, foarte greu, atunci m-am îngrășat 15 kg și foarte greu am revenit. Extraordinar. Foarte greu ați dat jos. Extraordinar de greu, da, am revenit. E ușor să pui și greu de dat jos. Asta e ușor clar să te îngrași, da. Porunca numărul 8. Fiți cumpătați la mâncare și băutură. Acum am văzut. Bem un par de vin și eu și noastră. De mâncat la un om de 65, după 65 de ani are nevoie de 2300-2500 de calorii, dar luate de obicei lactate, legume, fructe, carne albă, lichide. Da, pește ar trebui să pește, mâncăm. Da. Ce faceți? În filozofia alimentară orientală, da, carnea roșie e exclusă total. Exclusă, serio. Numai pui și pește. Da, da, pui sunt injectați cu antibiotice și cu hormon, peștele nu știi de în ce grotă vine, unde sunt de deșeuri nucleare și atunci ce mai mâncăm? De-aia spunea profesorul Mencinikovski, da, și noi ce mai mâncăm. Așa, așa este. Da. Evitați orice abuz, sunteți sobru sau noi oamenii mai în vârstă avem anumite vicii. Acum eu vă spun din statistică, pe primul loc este beția, pe locul 2 la oameni peste 65 de ani este desfrânarea și pe locul 3 sigur că sunt alte vicii. Ce ziceți de lucrul ăsta? De băut am văzut, nu beți foarte mult, duceți o viață desfrânată, mă îndoiesc. Dar, nu, dar, o viață destul de ordonată. Dar trebuie să spunem că și la bătrân relațiile sexuale sunt o necesitate. Adică și dacă suntem mai în vârstă, și dacă am trecut de 60 de ani, astea trebuie să fie totuși, fiindcă ne-a dat Dumnezeu și trebuie să ne bucurăm de ele și să facem acest lucru. În filozofia orientală, energia sexuală este energia fundamentală. Exact. Deci omul când și-a omorât această energie nu mai este om. Nu mai este bărbat. Este altceva. Da. Și energia sexuală poți să o păstrezi cât trăiești. La orice vârstă. Asta e o problemă. Sigur, sunt alte, cum să spun, putințe, cum se zice, dar energia aceasta, care e o energie vitală, se cultivă. Se cultivă. Noi oamenii și în special cuplurile, trecând vremea, nu îmbătrânind, ci trecând vremea, mi-ai adus apă? Trebuie să aduci un par de vin, domnule, da? Mă oprea domnul profesor, domnul doctor. Domnul doctor, greșeala este a cuplurilor. Cuplurile după 40 de ani... Aici să aveți o experiență, ne puteți spune. Da. Așa. Nu mai știu să iubească. Se lasă așa într-un fel de îngăleală sexuală. Așa este. Știi? Ori, și aici este o tehnică, este o artă. Și să știți că ea aparține în general femeii. Deci femeia are inițiativa. Trebuie, are inițiativa și ea, da, ea trebuie să știe și să găsească modalități de a se apropia de bărbat cu căldură. În momentul când femeia s-a lăsat, de-aia bărbații umblă iurea. Dar este o tehnică și aici și e frumos.
Eu am cunoștințe, de exemplu, la noi în sat era o nebunie că oameni de 85 de ani aveau viață sexuală. Da, există, așa era înainte, da. Și sunt unele părți ale globului, cum este Kazahstan, în zonele aceea, în care au copii la 70-80 de ani. Și în zona, da, rece, acolo unde mănâncă sânge de ren. Și exact așa. Deci iau sânge de ren. Și, da, da, deci iată că există zone în care este... Este și o problemă de obișnuință. E o problemă de obișnuință. Te obișnuiești. Și ca să rupi obișnuința asta, ce ziceți? Ar trebui să se legalizeze bordelurile în România sau nu? Cum? Ar trebui să se legalizeze bordelurile în România? Fiindcă poate în Occident că... sunt bordeluri, știți, sunt bordeluri, mai și-ți alegi femeia, o vezi blondă, brunetă. Ar fi relativ mai organizată și mai puține boli. Asta este, fiindcă bolile venerice au crescut, da, fantastic în ultimul timp și da, bolnevările de SIDA, de HIV au crescut foarte mult. Domnule, dacă se consideră aceasta ca o necesitate a organismului, atunci trebuie să-i se găsească și căile de folosință. În momentul când nu ai altă posibilitate, că da, nu toată lumea e însurat, nu toată, da, lumea este, da, măritată și așa mai departe. Și atunci probabil că și asta, da, este. E mai complicat. E mai complicat, la dar... La televizor e mai greu. E mai greu să spui chestia asta, dar nu trebuie... Da, nu trebuie să neglijăm viața sexuală nici la 60, 70 așa sau chiar e. 80 de ani. Vă îngrijiți nervii, glandele și inima, așa se zice, este și medicina alopată, dar și medicina orientală, să evităm emoțiile negative care ne fac rău și semnul veselia, râsul, dacă vreau să mă bine dispun, îmi pun un film cu Louis de Funès, îmi place foarte mult Louis de Funès și mă râd, mă simt bine când fac toate chestiile acelea. Spune, și e bine. Înseamnă că râsul da, ajută la sănătate. Spune Kazuo Murakami, un savant din Japonia, da, care a lucrat la descoperirea codului celulei umane, el a lucrat și la renină. La, da, renină, da, angiotensină, da, deci cei care lucrează. Care produce, da, tensiunea. Hipertensiunea. De fapt nu produce ea, produce un hormon. Hormon, și da. Și a făcut o servitoare. Așa. Dar el spunea că... la o clinică, nu știu de unde, bolnavii de diabet, înainte de a merge la masă, li se dădeau filme comice în care râdeau. Râdeau și se ridica... Da, se... Mâncau și nu se mai ridica zahărul în sânge. Se făcea, da, automat, da, un, da, o insulină, deci, mai multă. Voia bună se pare că... Excită pancreasul și... Celula umană, spunea Murakami, da, celula umană are clic și declic. Deci celula umană se închide și se deschide. Exact. Ea se poate deschide și închide la funcțiile noastre biologice, la respirație, la excreție, la transpirație, la văz, la auz, la... Deci, sau se poate închide la impulsuri care vin din afară. Sau deschide. Din cauza asta dădea o explicație, zice, domnule, în general cel mai mare alergător din lume face 100 de metri în 10 secunde, nu? Sau, da, așa este. Acum fac în 9 secunde. 9 secunde. Așa. Dar zice, unul care nu aleargă, dacă simte un tigru în spatele lui, va face și el în 9 secunde. Așa este, din cauza fricii. Da, da. Pentru că atunci se deschid niște celule care... fac chestia asta, sigur. Îl ajute pe om. Exact, exact. Maestre, da, din păcate trebuie să terminăm, fiindcă se apropie timpul de final. Când v-ați controlat ultima dată sănătatea și unde? Sau dacă vă controlați sănătatea, cum? Vă faceți niște examene periodice, mergeți la laborator, da, aveți un medic de familie, fiindcă dumneavoastră trebuie să știți că medicul de familie este important. Mi le fac atunci când e mai echilibrată viața, atunci mă duc și îmi fac și... Și analizele, da. Da, îmi fac analizele cam o dată pe an, nu le fac mai des, iar tensiunea o măsor foarte des. O măsor foarte des, e foarte important, da, ca tensiunea să fie tot timpul normală. O măsor foarte des, o controlez,
nu iau medicamente, v-am spus, în afară de tertensiv, foarte, dar nu sfătuiesc pe nimeni să... Să dacă acum nu face ce fac eu, adică masajele care le fac eu, atunci să ia medicamente, că altfel nu scapă. Sigur că da. Da. Așa este. Hai să terminăm într-o notă de simbioză, de să facem o legătură între medic și actor în slujba poporului său, și medicul și actorul, să zicem, lucrează în niște domenii cheie, să zic eu așa. Noi, medicii, să zicem, lucrăm într-un regim din ăsta sanitar care este veșnic în lipsă de bani, adică fondurile sunt veșnic limitate. Noi totdeauna am cerut cam 6% din PIB pentru sănătate, ni s-a dat foarte puțin, așa că dacă nu ni se dau armele... Același lucru și în cultură. Ei, acum, asta vreau să spun, că ne asemănăm și în cultură la fel. Nu se dau bani, nu se bagă bani în cultură. În ce? În primul rând ar trebui să bage și în dumneavoastră, în actori, în muzeografi, în șef de muzee, așa mai departe. Și acum vă pun o întrebare foarte... Și în cărți, sigur că în cărți. Vă pun o întrebare indiscretă, fiindcă am văzut pe Ion Lucian și pe alți actori care au murit în mizerie. Credeți, sunteți mulțumit de pensia dumneavoastră de actor? Așa? Sau, eu părerea mea că ar trebui să meritați mult mai mult? Dacă eu aș trăi cu pensia mea de la teatru, așa, atunci m-aș duce pe dealuri. Ce dealuri sunt aici, mai aproape de Alba Iulia? Am înțeles. Deci e foarte greu de un artist sau un om. Un om ca dumneavoastră, după atâția ani în slujba, da, în slujba taliei, ce s-a întâmplat? Nu poate trăi cu 2000 de lei. Așa. Dar eu am o viață specială. Eu am și indemnizația aceea de merit. Bun, că aveți aia sau n-aveți aia, dar care mă ajută și eu muncesc. Eu sunt activ. Asta este, munciți pentru dumneavoastră, muncesc, și câștig, pentru familia dumneavoastră. Fac spectacole, fac recitaluri, fac... Deci faceți orice ca să luați un ban în plus. Nu, cum zic eu, ca să câștig un ban cinstit. Exact, un ban cinstit ca să vă puteți menține cât de cât. Da, mai lucrez la film, numai că la film se plătește foarte prost. Înainte de 89 se plătea mai bine la film? Înainte de 89 se plătea mai bine, pentru că cu banii, aceiași bani se plăteau și atunci, dar cu banii puteai face mai mult. Deci aveau o valoare, deci leu avea o valoare. După Revoluție, da, la un moment dat au început și la noi să crească puțin gajurile actorilor de film. Dar diferența este foarte mare. De exemplu, vreau să vă spun, eu am filmat odată cu un italian, actor vestit în Italia. Aveam roluri de aceeași valoare. Eu din partea românească, el din partea italiană. Și el mi s-a plâns că cheltuiește foarte mult aici în România și că are un gaj de la film foarte prost. 15.000 de dolari pe zi. Ăsta era gajul. Și mi-a spus, am un gaj foarte prost. 15.000 de dolari pe zi. Nu te întreb cât ai tu, poate ai mai mult, zice. Știi cât aveam eu? 15 lei pe zi. 300 de dolari pe zi. Deci, distanța de la cel atunci la pământ. Am avut o cădere psihică. Am vrut să nu mai joc. Dar cineva mi-a zis, mă, cine câștigă în România 300 de dolari pe zi? Câți? Câți? E adevărat că noi câștigam în fiecare zi. Da? Noi câștigam 10 zile. La 10 zile. Sau 5 zile, sau 20 de zile. Da, da, da. Și pe urmă 3 ani așteptam. Dar asta era diferența. Diferența. Ei, cam așa e și acum. De-aia când mă duc la film, zice să negociem. Ce să negociem? Spune-mi cât ai și asta este. Exact. Am negociat. E o umilință, da. Dar copiii ăștia tineri, el se duce ca să trăiască, face reclame, face...
nici n-au termen de comparație. Da, da. N-au auzit că un actor mare, vă spun, în America, la Hollywood, poate să aibă 250 de mii de dolari pe zi de filmare. Deci pe zi de filmare. Da, ăsta este Marlon Brando, Robert De Niro. De Niro și ăștia. Dar și noi avem, avem Marlon Brando ai noștri și De Niro ai noștri. Dar tot 300 de dolari iau. Așa este. Nu 300 de mii, cât ia ăla. Tot că la noi în România, sigur că da. Marlon Brando mi-am zis că a luat pentru un film 1 milion pe zi. M-am înțeles. Deci iată că... Da, lasă-s așa, povești. Povești. Ca să mai aud. Da, așa nici este. Să nu le dați la televizor. Da. Păi le dăm la televizor, fiindcă asta este. Deci iată că noi lucrăm cu oameni și noi, și noastră actorii și noi medicii. Și bineînțeles că pentru noi țelul nostru este noi să vindecăm trupul și noastră sufletul oamenilor. Mă bucur și că am avut această discuție, mă bucur pentru această televiziune care, din discuțiile mele cu domnul director și cu dumneavoastră, vrea să o facă pentru oameni, mai pentru oameni, așa? Sigur că, adică și... eu zic că trebuie să avem încredere în televiziunile locale, că asta o să fie viitorul, zic eu, televiziunile locale, televiziunile regionale, în care să ne arate ce se întâmplă în județul nostru, în care să ne arată, să avem și noi niște emisiuni în care să ne punem în evidență medicii noștri cei mai buni, da, fiindcă exact, eu am o emisiune exact, despre exact. Medicină și o să am invitați colegii mei care să aducem aici tot felul de lucruri cele mai noi și, bineînțeles, să facem... Despre probleme așa, din astea de medicină naturistă. Sigur că da. Și ce știu eu, adică... Da. Am putea face 100 de emisiuni. Așa este. Și nu exagerez care vă spun. Am spus așa câteva lucruri care par interesante, așa și ciudate să vorbești cu inima ta. Da. Da, pare ciudat. Păi, să știți că n-ați vorbit vorbit un englez, un colonel englez pe 1800 și ceva, vorbea cu inima lui și își reducea bătăile cardiace da. Până la 4 sau 5 bătăi pe minut, vă dați seama, și apoi își poruncea să meargă pe inima la cât lui. Le reduc deci, yoghinii? Foarte, foarte mult. Yoghinii își reduce ritmul cardiac la o bătaie la 15 minute. Ceea ce este fantastic. Înseamnă că la 15 minute. La 15 minute o bătaie. Da. Este într-o tranșă, într-o da. Tranșă indusă. Ăsta e examenul lor. Da. Ăsta e examenul lor. Se îngroapă sub pământ la 2 metri adâncime și își reduc toate funcțiile. Dar bătăile inimii cam o dată la 15, poate unii și mai mult, și o respirație la o jumătate de oră. Deci iată că poate. Da. Deci putem să comandăm inimii noastre, putem să comandăm plămânilor, putem să facem multe lucruri împreună. Sigur că aș vrea să vă spun să urmăriți emisiunea Sănătatea de la A la Z a doctorului Mircea Frânciu în fiecare joi seară. O să invităm oameni de valoare, o să invităm medici de valoare. O să vă spun și acum că, din păcate, în lume se pierde respectul față de viață, ideea de milă față de aproape tău, aproape că dispare, durerea altuia ne mai atinge pe noi sufletul, dar, sau pe niciunul ne mai atinge, dar noi medicii și dumneavoastră actorii trebuie să lucrăm pentru oameni. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit și vă spun la revedere pe joia viitoare la emisiunea Sănătatea de la A la Z. Vă mulțumim!